O întrebare fulger. Dintre companiile care sunt prezente în sală, și știu că ce face tocmai interesant evenimentul este că avem companii din variate industrii. Nu știu dacă ați intrat pe acel event Link 360. Eu n-am reușit, recunosc. La mine tehnologia funcționează mai greu, dar vă spun, dacă n-ați intrat, că în sală sunt companii din domeniul producției, producție de la medicamente, la componente microelectronice, la producție de automobile, deci o gamă largă. Avem de asemenea companii din domeniul utilităților, apă, gaze, avem companii din domeniul transportului, deci o plajă foarte largă de organizații. Și întrebarea este, în afară de optica tradițională asupra chestiunii legate de safety, proceduri, training, folosiți instrumente de evaluare la locul de muncă, evaluare comportamentală, evaluare de abilități în selecție sau în dezvoltare? Și îmi permit să vă rog, dacă da, să ridicați mâna. Ok. Calculând așa ochiometric, un procent destul de mic. Și probabil că, măcar din perspectiva aceasta, curiozitatea cred că o să fie la un nivel corespunzător. S-ar putea ca prin acest slide să spun ceva ce știți. La o simplă căutare pe Google, chiar mă uitam aseară, am văzut că acest statement, această frază, cum că foarte multe, peste 80, sunt anumite site-uri care spun peste 90% în accidente de muncă, sunt datorate factorul uman, omului, care nu respectă procese, proceduri, nu poartă echipamentul, așa mai departe. Deci, eroarea umană. Prin urmare, dacă știm că aceasta este o cauză, cred că e de mare interes să știm cum putem să prevenim astfel de situații. Care sunt, poate, cuvinte, comportamentele problematice care pot să conducă spre astfel de situații. Ce o să vă prezint acum este tocmai o baterie de astfel de instrumente care au ca și scop prezicerea acestor probleme la locul de muncă. În această baterie, în acest instrumentar de la Hogan Assessment, pe scurt, formă o companie foarte veche, cu peste 30 de ani de istorie pe plan internațional, în România de 7 ani, o companie formată din psihologi de business, care asta și-a propus să creeze și a și creat instrumente care sunt văzute pe plan internațional și sperăm noi și local ca fiind benchmark, etalonul în ce înseamnă psihometria care ajută în business, adică instrumentele care au puterea de a prezice anumite aspecte care țin de performanță în general, dar și de performanță în chestiunea legată de siguranță. Sunt trei aspecte despre care o să vreau să povestim și cu precădere despre punctul 2. Unu este acest chestionar, acest sondaj de climat. Este dacă folosiți în companiile noastre employee opinion survey, studii de climat cu privire la opiniile angajaților, probabil că dar o practică destul de des uzitată, mai ales în companiile multinaționale, dar chiar și în cele locale. Acest survey, acest sondaj, își propune investigarea la nivel de organizație a percepțiilor cu privire la siguranță și securitate în muncă. O să trecem chiar cu câteva imagini, să vedeți ce conține și afară de asemenea există și câteva modele, iar dacă o să aveți mai multe informații, putem trimite noi să vedeți ce conține un astfel de chestionar. Al doilea instrument, care mi se pare extrem de interesant și pe care deja am aplicat pe piața de România, este un instrument de evaluare a personalității care, pe scurt, poate să conducă la reducerea numărului de incidente, evenimente, accidente și chiar probleme de calitate, pentru că este un instrument care extrem de riguros din punct de vedere științific, are în spate foarte multe studii care demonstrează că, dincolo de un anumit scor, acele persoane pot să producă mai mult decât altele probleme la locul de muncă din perspectiva siguranței. Al treilea instrument este o platformă de dezvoltare coaching care vine în e complementară zonei de diagnoză, de evaluare individuală. O să vă și arăt cum funcționează.
Pentru că degeaba am făcut o evaluare a fiecărei persoane în parte, din perspectiva competențelor de safety, dacă nu mergem mai departe cu un proces de feedback, de dezvoltare și chiar de coaching. Despre coaching efectiv ca intervenție, Dan Berigă o să vorbesc în secțiunea a treia, mai multe. Cu privire la sondarea climatului de siguranță, o nouă întrebare. Măsurați climatul de siguranță? Colta? Da? Da. Aici văd că e mai vie sala. Deci, cu siguranță ar pica punctul A. Da? Nu măsurați climatul de siguranță, doar chestionând managementul, cum vi se pare. Da? Și probabil că mergeți și la alte paliere. Prin urmare, e o chestiune probabil interesantă. Aș vrea să vă arăt concret cam ce cuprinde acest sondaj de climat. În primul rând, are în spate 40 de ani de cercetare. Noi îl aplicăm în colaborare cu echipa de Research and Development din Statele Unite de la Hoban Assessment. Este un chestionar care poate fi și adaptat, deci ceea ce privește tipicul fiecărei companii, sau, bineînțeles, poate fi folosit ca atare. Și măsoară, pe scurt, atitudinea generală cu privire la chestiuni de siguranță. Interesant este, evident, că poate să fie o măsurătoare în momentul T, intervenție, iar apoi, în momentul T plus 1, se pot remăsura aceleași dimensiuni pentru a vedea în ce măsură s-au întâmplat anumite progrese. Da? Oferă, într-un mod foarte structurat, ariile pe care compania a trebuit să pună accent în ce înseamnă dezvoltarea culturii de siguranță și oferă recomandări specifice, care sunt ariile unde ar trebui luate anumite acțiuni. Aici am făcut un print screen din chestionar, 10 aspecte importante care sunt luate în calcul, de la atitudinea managementului, a managementului imediat direct, supervizori, da? Colegii, peer-și, cum îi percep în ceea ce înseamnă zona de siguranță, echipamente, instruire, oamenii percep că există și că sunt așa cum trebuie, conformitate, măsurare, cultura în general, există sau nu o astfel de cultură, propria persoană, o autoevaluare și angajamentul companiei cu privire la chestiuni legate de siguranță. Aici sunt iarăși un model dintr-un astfel de chestionar, câteva aspecte care au reieșit în această organizație, că ar trebui să fie luate în calcul ca și aspecte de îmbunătățit. Dacă o să vi se pare interesant, din nou puteți să vedeți cum arată un astfel de chestionar, putem trimite mai departe și putem discuta. E util pentru a avea o fotografie a climatului de siguranță. Sigur că acest studiu de percepții nu înseamnă că avem și imaginea măsurii în care fiecare persoană din organizație realmente respectă. Tocmai de aceea, complementarea acestui instrument cu cel de diagnoză individuală mi se pare extrem de util. Iar asupra acestui chestionar aș vrea să insist. Și acum spuneam, este un instrument de diagnoză a personalității, pe baza căreia sau care prezintă în acest raport, numit raport de siguranță, 6, o să vedeți, arii de competență în zona de safety, care ne spun în ce măsură o persoană este sau nu înclinată să producă evenimente neplăcute. A fost o discuție înainte extrem de interesantă, legată de diferite categorii ocupaționale, manageri, oameni de vânzări, blue collars, cum le-am spus, operaționali, muncitori, da? Și anumite trăsături de personalitate, care sigur recomandă persoana respectivă pentru a avea performanță bună în ceea ce privește desfășurarea jobului, a postului, dar pe de altă parte care pot să nu recomandă persoana din perspectiva chestiunii de siguranță. E de menționat că acest profil are sens să fie aplicat persoanelor care sunt implicate în activități care sunt foarte sensitive la safety. Cu alte cuvinte, dacă o să experimentați acest raport, o să-l aplicăm la, nu știu, o echipă de vânzări, probabil, statistic, o să iasă scoruri mai joase. De ce? Pentru că, sigur, apropo de discuția dinainte, ne așteptăm ca o persoană care trebuie să își asume anumite riscuri, să fie mai sociabilă în zona de vânzări, evident că aceste caracteristici sunt exact contraindicate în ce înseamnă abilități precum anduranță la rutină,
focusarea atenției. Deci sunt exact contraindicate. Așa cum spuneam, ce are acest raport Safety la bază este un instrument de sondare a personalității, cu o istorie în spate de 30 de ani, studii foarte multe și revalidări constante. E un instrument care este adaptat și normat pe populația românească. Întrebările, și cel mai interesant este că întrebările nu sunt evidente. De foarte multe ori, în discuțiile pe care am avut cu clienți și potențial clienți, întrebarea care a apărut a fost, poate fi păcălit? E o întrebare care probabil apare deseori când ne uităm la un instrument de evaluare a personalității. Corect? V-ați pus vreodată întrebarea, poate fi păcălit acest test? Sigur, e o întrebare legitimă. Întrebările care compun acest chestionar nu sunt însă evidente. Nu întrebăm în ce măsură tu respecti normele și procedurile, în ce măsură îți porți echipamentul. Și sunt întrebări care, în aparență, n-au niciun fel de legătură. Până un exemplu, o întrebare din chestionar este: știu de ce sclipesc stelele? Sau știu să mănuiesc microscopul? Cu siguranță vi se par un pic foarte, nu? Out of the box. Aceste întrebări însă au în spate matematică pură, care demonstrează că astfel de persoane care răspund cu da frecvent la aceste de întrebări, care măsoară, apropo de ce spuneați mai devreme, deschiderea către experiențe intelectuale variate, aceste persoane, dacă sunt puse într-un job, într-un rol care presupune rutină și tocmai să nu chestionez foarte mult, pot să producă probleme din perspectiva siguranței. Deci, asta e interesant, că întrebările nu sunt unele evidente la care toată lumea răspunde cu da. Cu alte cuvinte, nu ridică această dezirabilitate socială. Durează puțin, 15-20 de minute. Se poate completa în versiunea online sau în versiunea creion hârtie. Din ce am derulat noi până acum, chiar cu echipe de Blue Collars, întotdeauna au existat computere unde au putut să acceseze persoanele respective, mai ales când sunt întrebări simple, da sau nu, foarte ușor de înțeles. Raportul care este generat, raportul Safety, oferă scorul prezentate ca un semafor. Roșu, mă rog, aproape ca un semafor, roșu, galben, așa, spălăcit și verde. Roșu, evident, înseamnă că nu e bine. Este într-o zonă de problemă critică. Cu cât sunt mai multe din aceste 6 competențe în zona critică, cu atât înseamnă că persoana are o predispoziție către potențială, către a provoca anumite incidente, accidente. Cu cât este un scor mai ridicat, cu atât înseamnă o persoană care, din perspectiva siguranței, este în regulă. Sigur, vorbim de un instrument riguros, psihometric, adică de evaluarea personalității. Pe de altă parte, însă, este onest, și ca psiholog, sigur, o spun și cu siguranță sunt în sală colegi de breaslă, că orice instrument nu este certitudine. Este o probabilitate, evident. Partea interesantă și de mare valoare este că acest instrument oferă o probabilitate foarte înaltă. Cu alte cuvinte, prezicând un astfel de scor jos, există o corelație puternică între scorul joase și persoane care, la un moment dat, vor provoca anumite incidente sau accidente. La un moment dat, nu înseamnă că imediat. Un alt paradox interesant pe care l-am discutat cu clienții care au făcut o astfel de evaluare a fost: e posibil ca cineva, până la un anumit moment, să nu fi provocat mari probleme, să nu fi avut niciun accident, spre exemplu, sau incident, și totuși să aibă un scor scăzut. E ca și cum aș spune, da, știu că am o înclinație către a face diabet, dar încă nu am. Important este să știu că am această înclinație, ca să pot conștientiza acele comportamente care pot fi periculoase pentru sine, pentru ceilalți și pentru cultura organizațională.